mulțumim tare mult clubului Lions pentru această donație. Pentru noi, în aceste momente dificile economic, aș spune, e foarte importantă această donație. Donația constă în 100 de lenjerii pentru paturi. Noi suntem un spital nou, care avem 100 de paturi. Dânsii s-au angajat că ne vor ajuta și în viitor, ceea ce pentru noi chiar contează foarte mult. Economia țării, după cum se vede, este instabilă, economia lumii până la urmă este instabilă și orice ajutor din partea societății civile și din partea oamenilor care ne înconjoară în afara instituțiilor este de bun augur și sper să vină alături de noi, de administrații locale, cât mai mulți oameni și le mulțumim încă o dată clubului Lions. Suntem la spitalul din Ineu, suntem la cea de-a treia acțiune a Lions Club Arad. Prima acțiune s-a referit la un pat operator, a doua a fost 40 de paturi, acum ne găsim la cea de-a treia, lenjerie pentru efecte de spital, pentru acest spital, spital de altfel superb, nou, de câte am înțeles de la doamna directoare, după eforturi prelungite, conjugate ale comunității locale și a tuturor factorilor, avem acest spital nou și dorim să devenim pentru acest spital un fel de părinte spiritual în ceea ce privește chestiunile de administrare și cheltuielile care sunt curente și în limita a ceea ce putem noi să oferim ca și club din Arad. Eu le mulțumesc pentru donația pe care am primit-o. Sunt foarte mândră că au ales spitalul nostru să ne facă o donație. Voi administra, promit, tot ce ni s-a adus astăzi și voi încerca, prin ceea ce pot eu să fac, să alin durerile pacienților, ca să nu se mai ducă la Arad, să insiste să rămână la noi, pentru că este un spital construit, într-adevăr, după standarde europene. Și voi administra acest spital pentru că am pornit-o de la prima săpătură, am fost 17 ani dirigintă de șantier și acum sunt mândră că pot să o administrez.